Cazul Caracal a determinat autoritățile române să ia măsuri urgente pentru creșterea pedepselor în cazul infracțiunilor contra persoanei. Ana Birceal, ministrul Justiției, a inițiat proiectul prin care se cere modificarea codului penal. O primă măsură se referă la majorarea pedepselor în cazurile de răpire. În ceea ce privește răpirea, având în vedere că aceasta presupune din start folosirea violenței fizice sau psihice asupra victimei, astfel se propune incriminarea în mod distinct a răpirii ca variantă agravantă a faptei de lipsire de libertate în mod ilegal, cu o pedeapsă sporită de la 2 la 8 ani. Guvernanții au constatat că actualul sistem juridic prezintă deficiențe, iar prea mulți deținuți condamnați pentru fapte foarte grave au ajuns să fie din nou în libertate, în urma recursului compensatoriu. Din nefericire, cei mai mulți dintre ei recidivează, iar tocmai din acest motiv, ministrul Justiției a propus înăsprirea condițiilor pentru eliberarea condiționată. Noi propunem obligativitatea îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea liberării condiționate. De asemenea, propunem creșterea limitei de vârstă a liberării condiționate de la 60 la 65 de ani. O altă modificare vizează cererile de eliberare condiționată care pot fi depuse de cei care au fost condamnați la închisoare pe viață. În prezent, deținutul poate depune o astfel de cerere după ce a executat 20 de ani. Ordonanța guvernului crește acest termen cu 5 ani. Tot din cauza ceea ce s-a întâmplat la Caracal, ministrul Justiției cere ca procurorii de caz să aibă dreptul la o intervenție mult mai rapidă în ceea ce privește emiterea mandatului de perchiziție domiciliară în cazurile de urgență. S-a constatat că termenul de 24 de ore, reglementat de legea în vigoare, poate constitui, în respectivele cazuri, un impediment major. Cererea procurorului prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției domiciliare se soluționează de îndată. Polițiștii din Caracal au intrat în casa lui Gheorghe Dinca abia la ora 6 dimineața, deși se aflau în fața locuinței de aproape 3 ore. Scuza lor a fost aceea că intervalul orar legal nu le-a permis să acționeze și activitatea de ICOT se va extinde. Procurorii vor prelua cazurile în care este vorba de trafic de persoane, răpire, terorism și criminalitate organizată.